Mam! Deci fugim repede, pentru că suntem întârziați, nu? Ca de obicei! Au întârziat fetele la surf, frate. Deci acum, aici este o... Nu e nimic, merg la surf. Aici, ca să vă explic acum că am mai mult timp, când întârziam, aici este o fundație. Este o fundație care se ocupă de femeile maltratate. Maltratate sunt în română, nu? De femeile maltratate. De, nu știu, abuz în abuz casnic, de, na, sunt singure cu copii, cu nu știu ce. Și este un program al guvernului brazilian care le oferă ore de surf gratuite. Lavinia nu este maltratată și nici Luminița. Dar au fost mai multe locuri și le-am putut introduce. Așa că vor face ore de surf și pentru Luminița este o experiență, de fapt, că n-are unde să surfeze în România. Ce zice Adi? Frumos aici, a? Foarte mișto. Suntem cam singurii băieți, dar vedem ce iese. Să vedem dacă ne lasă să filmăm sau să stăm pe aici pe împrajmă, că fiind femei maltratate, probabil nu plac bărbații foarte mult. Nu știu, mă gândesc eu, habar n-am. Unde e lumii? S-a dus să-l caute pe Adi. De ce? Nu știu. E târșă? Nu cred. E târșă. Orele acestea de surf se împart în două categorii, pentru că sunt ore de surf pentru începătoare, au un moment teoretic, după care au și un moment de relaxare în care socializează. Uitați, au aici o masă cu niște fructe, cu niște lucruri, după care intră în pâine, ca să spun așa, intră în apă, ca să se... E mișto. E un moment pentru femei foarte mișto. Ziadi, de ce m-ai chemat? Să filmez o casă, a? Filmez o casă, da. Și tot în Brazilia, tot în Bahia, tot aici e altceva. E superbă. A? E superbă. Îți place casa asta, a? Mie nu mi se pare cine știe ce. Sincer. Vai de capul meu, ce frumoasă e. Deci este ce trebuie. Vă, vi se pare chiar așa bombă proprietatea asta? Că sunt altele mult mai... E o casă normală asta pentru mine aici în Bahia. E casă normală, dar e foarte mișto. Tot ce trebuie. Bine, palmieri ăștia așa. Și copacii sunt frumoși. Și copacii sunt frumoși. Copacii sunt frumoși. Da, e foarte verde, foarte colorată, foarte, na. Cu piscinuța asta drăguță aici, cu o curte plină de palmieri în spate. Da. Și vorba aia în fața. Da. Luminița, ești retras acolo? Eu stau cu mintea să văd. Da. Eu stau cu mintea să văd. O să-ți placă, o să-ți placă. Sunt super fetele. Super. A? Da. Nu, e energie bună aici. Foarte mișto. Ia uitați cum stau plăcile aliniate. I think I let my guard down. Certain things ain't the same. Ați primit tricouri. Da. Lumea a primit una nouă. E una nouă, pentru că sunt nouă aici în cașca fetelor. Ma! Vezi ce drăguț? Da. Frumos. Ia uite. Da. De la Ministerul Culturii. Exact. Este un ONG. E un proiect. Un proiect social. Un proiect social. Spectaculos. Dar e foarte mișto. De guvernul Braziliei. De guvernul Braziliei. De primărie, de guvern, de tot. Este foarte. Mie mi se pare genial. Totul este gratis, că poate nu știa oamenii despre ce vorbim. Totul costă zero. Totul costă zero, da. Și cu măsuță, cu fructuțe, cu sucuți. Și este și parte psihologică, cred, nu? De tot felul. Ne întâlnim, discutăm. E ca o întâlnire de femei în care se învață și ceva, să practică un sport, să... Se lucrează cu fricile interioare, cu stima de sine. Foarte, foarte interesant. Da, adică să ai... Da. Să ai forță, frate, și vână în tine, să te bagi în val, să te lupți cu placa sa alea, să nu știu ce, și la un moment dat mai întâlnești un bărbat care e mai agresiv, zici, bă, îți dau o placă în cap de drăgite. Nu? Dau cu placa în gât.
Bă, vezi că eu am făcut surf. Ei, nu despre asta. Da, bine, nu despre asta e vorba, dar na. Nu e numai despre surf, okay. Să ne înțelegem. Same now, hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me. Nu știu ce fac aici, dar sunt aliniate ca și cum fac un fel de test. E un exercițiu de grup în care ele se țin fiecare de mână, pentru că multe dintre ele au frică de apă și în felul ăsta fac o chestie așa de intră în valuri și se țin una pe alta. Nu știu cum să explic, dar adică este un test de încredere și de unire a grupului. Mișto. Să distrează fetele. Povestesc fiecare de cum au simțit și cum s-au simțit, cum le-a fost frică, nu le-a fost frică, chestii de gen. Eu sunt înnebunit după surf, cu toate că nu îl practic, adică la ceea ce fac eu, că intru cu apa, cu placa din când în când în apă, nu se numește că practic surf. Nici măcar că încerc nu se numește. A încerca să surfez e să intri în fiecare zi cel puțin. Dar este un sport extraordinar de complex, pentru că necesită echilibru și îți creează așa multe frustrări interioare, pentru că e o luptă. Și e un sport de apă, noi suntem 70-60 ceva la sută apă din corpul nostru, deci e un sport într-un mediu care e din propria natură, practic, și e un sport foarte mișto, pe care eu îl respect, pentru că este un sport foarte greu, este un sport de anduranță, e un sport foarte fizic și implică foarte mult efort fizic. Și pentru cine încearcă și pentru cine măcar să-și facă o idee ce înseamnă acest sport, e un lucru de apreciat. Și eu mă bucur că Lavinia încearcă și mă bucur și că Luminița are această experiență. Gata, vin fetele! Fiecare doi elevi are parte de câte o instructoriță. Primele măsuri de siguranță ca să nu se lovească. Gata, nu intră în apă. Luminița! Primele
primele impresii, ți-e frică? Da! Mă pune? Eu cred că e un pic fric. Eu n-am cum să intru cu mâna asta foarte mult după ele. Să vedem ce voi reuși să prind aici de pe mal. Bravo, Lumi! Ce zici, Lumi? Eu m-am mutat. Sunt flașcă, dar nu mă las. Ah, era cât pace. Îți place, Machi? Foarte mult ai învățat, da, foarte mult. Ia mai tare pentru că nu te mai pot gândi la ce trebuie să faci. Pur și simplu faci chestia aia, știi? Ești chiar în prezent, așa, știi? E foarte tare chestia asta. Ce tare! Mi-am undat la bandajul, fraților. Mi-am undat bandajul. Cât pe ce lumii? Luminița? Aproape am reușit. Aproape reușit. Ia zi. Dar de ce ai ieșit? Nu mai poți. S-a făcut rău. Nu cred. Ba da. Ma. Bă, dar îți place cât de cât sau? Deci, știi ce ambiție aveam? Vroiam neapărat. O dată măcar. Adică am reușit un reușit. Ba, un genunchi. A, tu? Cum ți-o pare? Mamă, deci foarte tare, frate, dar... Trebuie exerciții efectiv, da, să te obișnuiești, da, cu apa. E... Nu e atât de dificil cât efectiv exercițiul ăla de a... E foarte nu-ți greu. Nu-ți fie frică, mă, trebuie să te conectezi. Dar ce, mă, ți-e frică până la urmă? Da, mie-mi-e frică, mi-e frică că îmi dă placa în gură, în cap, în... Ai înțeles? Și din cauza asta nu pot să sar. Da. Și aici, când am sărit acum ultima oară, am dat un genunchi. Îți dai să... Că nici nu știi. Bă, dar necesită sportul ăsta un efort foarte mare fizic. Mamă, și am zis mie, mereu, gata, nu mai pot. Nu mai pot. Deci este absolut demențial. De-aia vroia fiind după un vaccin. Da, măi, deci foarte mișto. Și să știi că dacă la un moment dat exersezi... Da, păi eu prins ca pe orice în viață, ce-i nebunit? Și este doar așa, de încredere în tine. E de, hai mă, că pot. Adică nu e de greutate. Că am zis, eu nu pot să mă arăt, că-s grasă. Cu cât ești... Deci... Eu vă spun că știu sportul ăsta. Cu cât ești mai lejer și mai zen, cu atâta încep să zbori. Da. Nu, e, nu, n-are nicio treabă. Deci e pur și simplu e un sport foarte complex și care te dezvoltă pe tine ca persoană foarte mult. Are grăsimea, dar nu atât de tare încât să... Nu. Dar nu. Auta, la vine pe el acolo, ce ai? Atacate, frate, da. Deci rupe dinții. Da, e peste de căsături astea de teamă, dar e un da. Partea de exercițiu. Ne-am întâlnit cu... Aici eram pe plajă. Eram pe plajă, ne-am întâlnit cu Marius, cu românul. Bun. Marius, îți iau interviu? Bună! Din nou! Bună, din nou! Bă, vi-l aduceți aminte pe Marius, da? Când tot a plecat aici. Carla, tot aici e, mă, frate, ia uite. Nu mă las, aici stau. Da. Mă mut aici și eu. De ce-ți place? Păi gata. E gata. Nu le dragul să mai mă duc de aici. Are rost să mai plec altundeva. No. Și-a luat teren. Și-a luat teren de la cine credeți? De la Ibra, de la american, ca aia cu patru copii. Patru copii. Bă, da, și acum mă apuc de construit. Pe la final de martie, Doamne ajută. Să ai și tu ceva, curent. Să ai patru pereți. Să ai patru pereți acum. Să nu mă plouă. Da. Da. Bravo, frate, bravo. Bravo, mă, Marius. Forță, frate. Deci românii sunt forță. Oriunde se duc, unde e frumos, eu rămân, frate, eu rămân, da. Păi n-ai, mă, cum să nu rămâi, mă.
N-ai mă cum să nu rămâi. Pleacă mâine, de-aia a plecat așa. Păi ia câinele și vine înapoi, gata. Sau puneți câinele pe avion, vă comandă. Nu pot să-l aduc. Nu, e de câine, mă, e de mama lui. Și de maica mea și de... Să rămâna Pandi Cristin. Campioni. Wow! A fost una dintre zilele cele mai tari în surf. Da, și de cu ce? Lumii aici, nu știu, a fost așa o... Și întâlnirea cu fetele. Mamă, de ce? Nu, dar tu ai înțeles ceva, ora asta de vorbă acolo, deci nu ne-am înnebunit. Nu ne-am plictisit, că nu ai cum să te plictisești aici așa, să stai frumos, să te uiți la mare, dar... Ce, dacă am stat în apă acolo, nu mă te-ai plictisit aici ala? Nu, mișto, și oricum înțelegeam așa, cam 20-30% și aveam traducător, m-a autorizat. Aha, ne-a autorizat, pentru că n-are acte, domne. N-are patalama. Patalama. N-are patalama la mână. Da, mă, da, inclusiv... are la picior. Dar inclusiv partea asta cu fetele, nu ți-a plăcut? Chiar a fost foarte tare. Asta și că a fost un vibe foarte drăguț, probabil datorită mie și vibe-ului meu. Da. Clar, deci ți-a plăcut fetele... așa ca și ieșire de femei, ca să zic. Nu ne-am integrat și noi. Parabéns, Paula! Și eu tomei tot amaca, dar tot așa strandu. Paula a venit cu mama ei. Da, unde? Paula, vai că mai gibi. Da, vă pe rosa ua. Sorci! Hai să bem și noi o cafea. Să bem o apă. O apă, acolo cafea. Să beau cafea și nu aveau cafea. Păi hai dați nouă cafea. Stai puțin. Da, vă dau o cafea. Stați că vreau să vă mai întreb ceva. Ok, sunt pregătită pentru următoarea întrebare. Cum ți s-a părut lumii ca și întâlnire de femei? Pentru că, haideți să vă spun și să vă explic. Stai să intru și eu aici între voi. Hai. Pentru că hai trebuie neapărat să... Așa, să dau ăsta. Bun. Vreau să întreb următoarea chestie. Stai, haideți mai așa. Să intrăm în cadru cu toți. Tu de ce ești, mă, în cadru? Păi că nu știam ce... Stai aici. Ce mi se pare? Mie mi se pare că e un lucru senzațional ca guvernul Braziliei, care este, nu este o țară așa de dezvoltată. Putem spune că e o țară săracă. Cu toate că ea e plină de toate, dar tot la săracă este, datorită nivelului de trai, vorba aia, salariului și ca guvernul Braziliei să organizeze aceste întâlniri, care sunt niște evenimente sociale, plătite de către și subvenționate de către guvernul Braziliei, pentru ca femeile să se întâlnească și să facă ceva nou, și să le ajute să facă un pas în evoluția lor. Da, și na, cum vi se pare că totuși, că de exemplu mă gândeam la noi, de ce nu face guvernul României pentru schi? Să se întâlnească femeile la schi? Sau să face, da, se face. Și la noi există ONG-uri, doar că aceste proiecte se fac, dar niciodată nu se finalizează. Aici ce am observat eu aici, că cu trei bani ce au ele acolo, pe lângă cât spun și chestii și așa și... Băi, chiar vor, adică ele chiar trăiesc momentul ăsta, știi ce zic? Bravo. La noi sunt un milion, adică o fi unul, la noi sunt 1000 deci de proiecte. Sunt și la noi, nu? Foarte multe. Uniunea susține chestia. Dar n-am auzit niciodată, bă, de exemplu, că se întâlnesc femeile ca să... Am fost la schi, frate, sau copii, sau nu știu, cineva. Nu, pentru că toți banii ăștia nu se finalizează. Opa, se duc la buzunărel, tati. Astea se fac ca să scoată bani. Proiectul este perfect, așa ar trebui și finalul nu există. Da, nu numai cu astea cu femei. Nu, cu orice, e, cu... În fin. Cu ajuta Jenny? Da. Deci v-a plăcut. Da. Era român. Da, știu. Deci v-a plăcut. Da, foarte mult. Da, foarte tare. Gata, haideți la cafea, frate, le-a părut. Gata. Mamă, deci chiar îmi părea rău dacă... Bine, nu știam despre ce e vorba, dar chiar mi-ar fi părut rău să mă... Ai văzut? Și Adi a insistat. Adi a insistat. Asta e băiat adevărat, mă, nu. Băieți ăștia insistent. La insistențele bărbaților? Ce să vă duc eu așa? Ce să vă duc eu așa? Da. Haideți la o cafea, fraților. Că și noi am stat
3 ore și ceva. Eu am stat un pic pe terasă. Experiența necesară. Da. Păi da, am stat și eu, m-am băgat, mi-am udat ăsta, m-a usturat ce m-a usturat, îmi venea să fug de usturime. Așa, dar mi-a trecut usturimea și n-am mai fugit nicăieri. Gata. Puiule! Aventura este oferită de ATV Rom. Dă-te cu noi! Gave you all of me, had me so to see. You chose to leave my life so I'm on my own in a cycle. I can't believe